Alexandru Domozin are două restaurante în centrul vechi al Craiovei. Bărbatul spune că activează în domeniul Horeca de 12 ani și niciodată nu a trecut printr-o situație atât de dificilă. El spune că în această perioadă încearcă să supraviețuiască. A renunțat la o parte dintre angajați, însă și cu cei rămași spune că este greu să se descurce. Nu știe cât timp va mai rezista, pentru că taxele și impozitele trebuie plătite, la fel și angajații, iar resursele strânse în acești ani, până în pandemie, le-a epuizat. Noi avem personalul vaccinat în proporție de 100%. Primim numai vaccinați, dar și cei vaccinați avem o limită de 30% în localuri, până la ora 9. Este imposibil de înțeles anumite aspecte. Deci chiar nu mai știm ce să credem și nu mai știm ce să facem. Nu mai putem să plătim. Nu avem nici măcar un mic ajutor de la stat. Nimic, nicio reducere, nimic. Acum iar vin taxele, plătițile între chiriile merg. Chiar dăm din numeri și fluierăm apa gubă, vorba românului. Reprezentanții Horeca nu înțeleg de ce trebuie impuse restricții dure în acest domeniu, pentru că industria ospitalității are una dintre cele mai mari rate de vaccinare. Ei cer, printre altele, renunțarea la măsura închiderii la ora 21 a restaurantelor pentru persoanele vaccinate și trecute prin boală. Încasările în domeniul nostru, pentru masa de cină, reprezentau undeva la 70%. Neavând posibilitatea ca oamenii să iasă pentru masa de cină, automat noi nu încasăm. Nu se poate să închidem la ora 21, așa cum prevede hotărârea de guvern, în condițiile în care masa de cină pentru noi români este de la ora 20. Un preparat durează undeva între 30 și 45 de minute să fie pregătit. Doar nu vine nimeni să mănânce într-un sfert de oră, să se ridice, să plece. Și atunci noi nu înțelegem motivul acestei restricții de oră în condițiile în care funcționăm strict cu persoane vaccinate sau trecute prin boală. Reprezentanții Horeca mai spun că dacă situația în care se află acum va continua, amenință cu grevă fiscală și proteste.